Ne aflăm în Piatra Neamț, în locul în care sportivii de la Race Dance își desfășoară antrenamentul și vrem să-i surprindem, să vedem cum este un antrenament din viața lor. Haideți să vedem! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ați revenit la noi! Cu mare drag! Unde ne aflăm? Este locul unde vă desfășurați de regulă antrenamentele? Sunteți acasă la Race Dance. Este a doua noastră casă. În ultima perioadă cred că este casa noastră, că am stat mai mult pe aici. Suntem la grupa de performanță. Avem antrenament cu copilașii, ne pregătim de următoarea competiție. Și să înceapă antrenamentele, da? Da, clar, normal. Trebuie să mergem pregătiți la concurs. Alex și Andrei vor merge la Bulgaria la concurs weekendul ăsta, după care weekendul viitor trebuie să mergem cu toți la Suceava, adică să ne pregătim. Astăzi o să fie mai mult despre dans, o să dansăm puțin mai mult. Bineînțeles că o să vă dau niște teme pe care va trebui să mi le arătați, ok? Și o să luăm feedback-uri după fiecare dans, da? O să ne împărțim în două serii ca să aveți spațiu suficient. Și mi-ar place un pic să văd mai mult lor, ca să fiți mai atenți un pic, să cu orientarea. Asta în prima fază, da? Evitați aglomerația, evitați colțurile, marginea ringului, aglomerația, în primul rând. Dacă vedeți că sunt perechi acolo, gândiți-vă puțin, luați decizii. Da? Gândiți și luați decizii, nu vă duceți în aglomerație, încercați să evitați, schimbați, tăiați, adică să la un nivel în care puteți face asta. Ok? Sunteți grupa de performanță, totuși, am pretenții, finaliști, campioni pe aici, adică lucrurile astea trebuie puțin să le avem. Cum am zis și cum vedem, vorbim despre o grupă de performanță, vorbim de niște copii cu o performanță înaltă, aici mă refer, avem campion național, vicecampion național, finaliști la campionatele naționale, membri ai lotului național al României, adică vorbim despre gama de top perechi ale României. Timpul lor este în mare parte dedicat antrenamentelor, da? Pentru că, ca în orice sport, fără multă muncă, fără sacrificii, nu am fi reușit să ajungem, să obținem aceste rezultate. Așa cum am zis, din păcate, ei sunt copii, foarte mulți dintre ei sunt copii, nu au discernământul de a înțelege concret ceea ce se întâmplă și sacrificiile pe care ei le fac, pentru că, într-adevăr, copilărie nu prea au,
Da? Reușesc, dacă vor, să împartă atât sarcinile școlare, cât și dansul, cât și poate pasiunile lor altele decât dansul, nu? Cu siguranță, un program bine pus la punct, eu zic că se poate și cu siguranță reușesc să le împace pe toate. Jucării cu siguranță sunt papuci de dans. Da, zic foarte mult sacrificiu pentru că avem și un plan, un program și un plan foarte încărcat. Asta pentru că avem și calendarul competițiilor naționale și cel internațional și atunci avem și competiții naționale la care trebuie să participăm, la fel și internaționale. Tocmai ne pregătim să mergem la un concurs internațional în Bulgaria weekendul acesta, după care vor urma mult mai multe, plus programul nostru de antrenament, campuri, seminarii, lotul național. Deci programul este foarte încărcat, de aceea zic că timpul lor este foarte limitat. Pașii de dans sunt scumpi la propriu și la figurat. Părinții sunt cei care sprijină performanțele copiilor, la ei fiind baza materială pentru ca dansatorii să-și poată urma visul. Există însă și oameni de bine care contribuie, câteodată, la trecerea de la pasiune la performanță. Toate aceste eforturi pe care le faceți împreună cu acești copii și se văd rezultate deosebite din partea lor, prin munca depusă, cu ajutorul părinților, cred că în mare parte sunt realizabile, nu? Da, într-adevăr, este un sport de elită, dansul sportiv, într-adevăr, costumațiile, deplasările, antrenamentele, ele sunt destul de costisitoare. Într-adevăr, părinții sunt cei care susțin în mare parte toată activitatea. De ceva timp, având perechi cu performanțe înalte, am mai reușit să mai obținem și anumite persoane care mai susțin puțin din activitatea lor. Dar, într-adevăr, este destul de greu. Este loc și pentru mai bine. Noi le mulțumim pe această cale tuturor celor care se alătură și care se implică în susținerea și dezvoltarea clubului nostru. În 4-5 martie a avut loc Campionatul Național al României, cea mai importantă competiție națională pentru noi, la Oradea, unde nu ne-am întors cu mâna goală ca de obicei. Avem foarte multe rezultate foarte bune, să zic așa, iar cea mai reușită performanță noastră, să zicem, este vorba de categoria junior 2, 14-15 ani, latino, unde perechea Sabin Alexandru, Dediu Maria au obținut locul 2, sunt vicecampionii României la secțiunea latino. Ei sunt cei care vor fi ambasadorii noștri la campionatul mondial, pentru că primele două locuri la această categorie vor reprezenta România la campionatele mondiale și europene. Sincer, nu ne-am așteptat, dar copiii au dansat foarte bine, noi pentru asta ne-am pregătit, dar eu niciodată nu îmi pregătesc copiii pentru un rezultat, ci eu îmi pregătesc copiii să aibă dansul cât mai bun. Pentru că până la urmă tot dansul este cel care va învinge. Și iată că de această dată, fiind și primul an al lor de categorie, da, au concurat cu perechi care sunt anul 2, sunt mai mari ca ei, au altă experiență, sigur că da, fiecare an contează, se simte, e vorba de maturitate, e vorba de experiență, sunt mai mulți factori. Ei, fiind primul an, au reușit această performanță și mergem la campionatul mondial și european. Pic, mi-ar place fetele mai puțin cotul stâng mai conectat cu cotul drept al băiatului, da? Iar băieții puțin în pregătire, mi-ar place să-i liberați un pic mâna dreaptă, să-i dați voi un pic fetei să se miște, să poată iniția, pentru că voi vreți să vă creeze spațiu, dar un pic de mult o sunteți cam blocați în mâna dreaptă, dar creați un pic de libertate, să scurg un pic, să respire, nu ieșiți un pic din zona asta de rigiditate. Awesome.
Alex și Maria, bună seara, vicecampioni, da, la campionatul de dans sportiv care s-a desfășurat la Oradea. Cum a fost pentru voi participarea la această competiție? Bună seara! Pentru noi a fost ca o experiență nouă, fiind o categorie nouă de vârstă. Pentru noi, targetul nostru a fost să intrăm doar în finală. Din finală ne-am simțit bine și ăsta a fost pasul la care am trecut pe el și am ajuns să devenim vicecampioni. Cum este această senzație când auziți voi, la vârsta voastră, că sunteți vicecampioni? Mi se pare o chestie foarte mare pentru noi, ca fiind foarte mici de vârstă și de înălțime, să fie foarte mare. Deci a fost o mare bucurie, o bucurie imensă. Da. Și pentru voi și pentru profesorul vostru, pentru cei care vă pregătesc aici la Race Dance Piatra Neamț, dar și pentru părinți, cred, nu? Da. Mama și tata și toți părinții au fost foarte bucuroși. Avem acum în Bulgaria, weekendul ăsta, un concurs care e destul de important. După avem campionatul mondial. Sau depinde dacă o să mergem înainte la campionatul european, pentru că nu știm exact când e. O să mai fie și alte competiții, dar să spunem că cel important este cel din toamnă, din Portugalia. Da, campionatul mondial, da. Cum vă pregătiți pentru această competiție? Ne antrenăm foarte mult, muncim în fiecare zi, fiecare weekend. Deci zilnic antrenamente? Da. Și în afară de sala unde vă antrenați, așa, acasă mai dansați, în familie, cum se desfășoară o zi din viața voastră? Da, și pe la școală, mai unii colegi mai vin pe la noi, ne mai întreabă, cel puțin la mine, mai vin unii colegi la mine și mă mai întreabă cum fac aia, cum fac cealaltă, cum mă văd pe video-uri, pe YouTube și tot. Se pare interesant, nu? Până la urmă, nu toată lumea poate să danseze ca voi. Da. Aveți foarte mulți colegi în spatele vostru. Voi reprezentați un model pentru acești colegi, dar și pentru alți dansatori sportivi și vreau să le adresați o încurajare. Cum să facă să ajungă la performanțele la care voi ați ajuns? Să aibă o minte pozitivă și deschisă, să se gândească că pot și să nu se focuseze doar pe o greșeală. Când, dacă te gândești că ai făcut greșeala aia foarte mult timp, nu o să treci peste și nu o să avansezi. Să muncească mult și să se țină de visul lor. De la Bacău și de la Reghe, da? Da. Cum ne-ați ajuns să veniți aici la Race Dance Piatra Neamț? Am considerat că antrenorii sunt foarte buni și am și văzut asta acum că am venit și cam atât. Cea mai bună alegere. Care este cea mai recentă competiție la care ați participat și, mă rog, ați venit cu un vibe bun, se putea și mai bine? Campionatul național, unde am intrat în finală la Youth 16-18 și a fost un rezultat foarte bun. Da, la fel. Ce ne poți spune tu despre conexiunea cu partenera de dans? După un anumit timp se distruge oarecum și trebuie recăpătată, dar după ce stăm mai mult timp împreună, suntem conectați. Cel mai bine ar fi să ne depășim pe noi înșine, la fiecare concurs să fim din ce în ce mai buni. Mm-hmm. Da. Și tindeți spre o anumită competiție unde vreți să ajungeți? Păi, la mondiale, unde își dorește toată lumea, dar este foarte mult de muncă.
Cum este să fiți vicecampion național la această vârstă? Este un lucru foarte plăcut, dar trebuie și muncă, bineînțeles. Este un lucru deosebit, n-am să zic, și mă bucur foarte mult. Și știu că putea să fie și mai bine, dar e bine și asta. Adică ai fi vrut chiar și campioană să fii. Da. E ușor? Este greu? Da și nu, depinde. Ne descurcăm cu școala, cu tot, cu familia. Este bine, da. Împărtiți bine aceste sarcini. Care este următorul pas pentru voi, următorul vis? Să ajungem poate campion mondial sau să concurăm la un campionat mondial. Păi la mine momentan este să intru în finală la 12-13, nu mă duc prea departe. Și să fie bine. Da. Priviți voi dansul, e o pasiune, e mai mult decât o pasiune deja? E o pasiune, dar și de acum un job, cum ar fi. E ca un job pentru tine deja. Cam de câte ori pe săptămână te antrenezi? De 3 ori, 4 ori, chiar mai mult. Da. Cât de des te antrenezi pe săptămână? Tot așa, de 3-4 ori și unei weekend-uri uneori. Mult ceea ce fac. Într-adevăr, nu prea ai timp să faci și alte lucruri, dar atât timp cât îmi place ce fac, nu mai. E o formată și o plăcere, da? Eu vin mai mult de plăcere, fac timp mai pentru dans și teme și na, cam dans e practic viața mea. De ce le-ați recomandat și altor tineri să facă ceea ce voi faceți? Pentru că beneficiile te dezvoltă fizic foarte bine și psihic. E un sport frumos. E o viață foarte frumoasă de dansul sportiv. E elegant așa pentru fete, îndeosebit. Da. Te dezvoltă postura. Ai postură. Știi să dansezi la o petrecere, la o nuntă. Trebuie să fii ca un mic actor, să zicem așa.
Visul familiei Race Dance este ca în viitor să aibă propriul studio de dans, un ideal costisitor, dar nu imposibil. Când am venit în Piatra Neamț, în proporție de, să zic, 80% din visul și din targetul meu care l-am avut pentru venirea mea aici, schimbarea pe care am făcut-o, l-am atins. Dar avem o sală, suntem mulțumiți de sala pe care o avem. Cu siguranță o să dezvălui că asta este și următorul meu plan. E vorba, mi-aș dori să avem un studio de dans. Când zic un studio, e vorba de cel puțin două. O locație cu brand, da? Cu altă greutate. Sigur că da, o locație cu brand, o sală mult mai mare, pentru că avem perechi, așa cum am menționat mai devreme, și mari și la un nivel destul de mare. La noi ringul la concurs este mult mai mare decât ce vedeți aici. Copiii trebuie să învețe să deplaseze mai mult. În momentul în care spațiul nu ne permite, creăm o anumită limitare. Și atunci asta deja este un minus pentru noi. De aceea eu mi-aș dori să avem propriul nostru studio de dans, unde să vină lumea cu drag și părinții copiilor să-i aștepte, să creăm o sală de așteptare, două săli, una mult mai mare. În fine, asta este un vis. E un vis, dar eu, așa cum am și zis de multe ori, eu mi-am urmărit tot timpul visurile și nu m-am lăsat până nu s-au îndeplinit, da? S-au îndeplinit, sigur că da. Cu siguranță și de această dată se va îndeplini și acest vis. Vreau să ne spuneți la final de interviu, ce planuri aveți pentru acești copii? Ne-ați povestit despre reușitele recente și despre planurile care vor fi în curând, se vor derula în curând, campionate și alte competiții. Dar pe termen mai lung, aveți și alte planuri? Cu siguranță, așa cum fiecare început are începutul lui, mi-aduc aminte acum mulți ani în urmă, ne pregăteam și ne luptam în zona de campionat de clase, de nivelul de început. Am trecut peste el cu brio, să zicem așa, am trecut la următorul nivel, să mergem la un campionat național pe secțiuni și să avem perechi într-o finală de acest campionat. Am reușit și acest aspect, după care ne-am dorit cu siguranță mai mult podium, am reușit și asta, am reușit să avem în același timp și campioni și vicecampioni. Cu siguranță următorul nostru target este, dacă tot ne s-a deschis acest drum spre participarea la un campionat mondial, cu siguranță ne dorim în viitor să aducem o medalie acasă de la un asemenea concurs. Și o încununare a tuturor eforturilor din acești ani. Da, copiii merită, pentru că eforturile sunt foarte mari și din punct financiar, cât și copiii vin, se antrenează, cred în noi, ascultă, sunt serioși, părinții la fel. E o colaborare foarte bună în echipă, în această echipă, pentru că echipa este formată și din părinți, bineînțeles, sportivi, antrenori, da, e o echipă destul de mare în spate. În final, ce le urați membrilor acestei familii? În primul rând vreau să le mulțumesc pentru toată susținerea și pentru încrederea acordată. Le dorim sănătate, ca să zic mai importantă decât toate, și să rămânem împreună uniți, pentru că doar așa vom deveni mai puternici.